Bună ziua! Permiteți-mi să fac o scurtă informare privind bilanțul inundațiilor produse la începutul acestei săptămâni și care au afectat mai multe localități din județele Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș și Dolj. În intervalul 14-16 septembrie, în zona de sud-vest a țării și în special în județul Mehedinți, s-au înregistrat o serie de fenomene hidrometeorologice extreme, constând în precipitații abundente, inundații și viituri puternice, care s-au soldat cu pierderea unei vieți omenești și cu însemnate pagube materiale la nivelul comunităților afectate. Din cauza alunecărilor de teren, în dimineața zilei de 15 septembrie, o persoană a decedat în municipiul Orșova, iar alte două, în vârstă de 54 și respectiv 69 de ani, din localitatea Eșelnița, au fost luate de viituri, fiind date dispărute. Autoritățile fac în continuare eforturi pentru găsirea celor două persoane, însă având în vedere circumstanțele în care acestea au fost surprinse de viitură, șansele de a fi găsite în viață sunt minime. Încă din primele ore de la producerea viiturilor, domnul viceprim-ministru pentru Securitate Națională, ministrul Afacerilor Interne, domnul Gabriel Oprea, a dispus creșterea capacității operative și intervenția efectivelor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. În localitățile cele mai grav afectate a fost alarmat întregul personal. Al unităților pentru situații de urgență și, în plus, în baza aceluiași ordin, detașamente de pompieri de la ISU Dolj și ISU Gorj au fost trimise în sprijin în județul Mehedinți, fiind integrate în dispozitivul de intervenție. În primele 24 de ore ale intervenției efectivelor MAI au fost salvați peste 90 de oameni aflați în situații critice, mulți dintre aceștia fiind copii rămași izolați în școli, persoane vârstnice sau femei însărcinate. La acest moment, 14 persoane evacuate din localitatea Eșelnița sunt cazate în locuințe modulare scoase de la rezervele de stat, iar alte 7 sunt cazate la rude. În ziua de 16 septembrie, domnul vicepremier Gabriel Oprea a ordonat suplimentarea forțelor implicate în misiunile desfășurate în județul Mehedinți, numărul acestora dublându-se. De la producerea viiturilor, media zilnică a forțelor care au intervenit pentru salvarea de vieți omenești și pentru îndepărtarea efectelor inundațiilor a fost de peste 580 de pompieri, polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, dar și angajați ai autorităților locale. Fenomenele meteorologice de la începutul acestei săptămâni au avut următoarele efecte. 19 localități au fost afectate, 85 de locuințe au fost inundate, 7 au fost distruse, iar 19 avariate. 17 localități au rămas temporar fără energie electrică, iar în Eșelnița a fost afectată rețeaua de alimentare cu apă. În urma inundațiilor, pe lângă gospodăriile oamenilor, au fost afectate și 11 obiective socioeconomice. Mai multe segmente, de pe 3 drumuri naționale și 5 drumuri județene, au fost acoperite de aluviuni sau au fost afectate de alunecările de teren și de căderea stâncilor, circulația rutieră fiind temporar blocată. Din cauza aluviunilor, au fost colmatate 7 fântâni, 26 de poduri și podețe au fost avariate, iar 54 de subsoluri și beciuri au fost inundate. În ziua de 16 septembrie, viceprim-ministrul pentru Securitate Națională, ministrul Afacerilor Interne, domnul Gabriel Oprea, s-a deplasat în localitățile Orșova și Eșelnița, cele mai afectate de inundații, dispunând în aceeași zi transportarea primelor ajutoare de urgență, constând în 3 tone de alimente, conserve, pâine și peste 3400 de litri de apă minerală. Ajutoarele au fost transportate în ambele localități, cu elicopterele Inspectoratului General de Aviație, fiind distribuite de efectivele Ministerului Afacerilor Interne. Tot în ziua de marți, din dispoziția vicepremierului Gabriel Oprea, au fost transportate în județul Mehedinți materiale de cazarmament, constând în pături, saltele și pături și paturi, și 18 tone de motorină scoase de la rezervele de stat. În urma evaluării situației din Orșova și Eșelnița, a rezultat nevoia suplimentării ajutoarelor și a cantității de motorină destinată utilajelor care acționează pentru degajarea mânului și a aluviunilor. În acest context, la propunerea viceprim-ministrului pentru Securitate Națională, ministrul Afacerilor Interne, domnul Gabriel Oprea, guvernul a aprobat în ședința de miercuri 17 septembrie acordarea de produse ca ajutor umanitar pentru populația afectată din județul Mehedinți în valoare totală de 285.000 de lei. În baza hotărârii de guvern, pentru cazarea temporară a persoanelor rămase fără adăpost, au fost scoase de la rezervele de stat 4 locuințe modulare, care au fost deja amplasate în localitatea Eșelnița. De asemenea, a fost suplimentată cantitatea de motorină scoasă de la rezervele de stat, în total 26 de tone, fiind puse la dispoziția instituției prefectului județului Mehedinți.
Referindu-ne tot la acest tip de ajutoare umanitare interne de urgență, vreau să precizez că în aceea ședință de guvern a fost aprobată acordarea unor materiale de construcții în valoare de 1 milion de lei, cu titlu gratuit, pentru populația afectată de calamitățile naturale înregistrate în luna iulie în județul Vâlcea. După cum vă amintiți, după producerea inundațiilor din luna iulie, vicepremierul Gabriel Oprea i-a asigurat pe locuitorii comunei Vaideni că vor avea la dispoziție materiale de construcții necesare refacerii locuințelor distruse. Aceștia urmând să primească în aceste zile ciment, oțel beton, BCA, cherestea, cărămizi, var, tablă zincată și lemn pentru construcții. Finanțarea pentru aceste materiale a fost realizată din bugetul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. Acordarea acestor ajutoare umanitare interne de urgență reprezintă un sprijin concret pe care Guvernul României și Ministerul Afacerilor Interne îl poate aloca comunităților grav afectate de intemperii. Revenind la măsurile dispuse în sprijinul populației afectate de inundațiile din această săptămână, efectivele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit pentru decolmatarea fântânilor, scoaterea apei și a mălului din locuințele și curțile oamenilor, precum și pentru înlăturarea aluviunilor de pe principalele căi de acces. De asemenea, jandarmii și pompierii au sprijinit acțiunea Crucii Roșii, filiala Mehedinți, pentru distribuirea de apă, alimente și alte ajutoare pentru 464 de familii din Eșelnița. În județul Timiș s-a intervenit cu saci de nisip pentru protecția gospodăriilor din localitatea Hodoș, comuna Darova. În județul Mehedinți, care a fost cel mai afectat, în această dimineață situația se prezenta astfel. Un singur segment de drum de pe DN57 este în continuare blocat de aluviuni și blocuri de stâncă, dar se acționează pentru restabilirea circulației. Continuă de asemenea lucrările de reparație la două poduri din Eșelnița, circulația fiind restricționată pentru autovehiculele de mare tonaj. Celelalte drumuri naționale, județene și comunale, afectate de viituri, au fost deblocate, fiind astfel posibilă aprovizionarea magazinelor din zonă. De asemenea, a fost deschis în totalitate și drumul de acces spre Mănăstirea Sfânta Ana. A fost reluată alimentarea cu energie electrică, iar rețeaua de apă potabilă din Eșelnița este parțial funcțională, acționându-se în continuare pentru restabilirea completă a alimentării cu apă. În zona rurală mai sunt unele fântâni afectate, dar se acționează pentru decolmatarea acestora. Majoritatea tronsoanelor de cale ferată blocate de aluviuni au fost curățate, la acest moment acționându-se pentru refacerea tronsonului Topleț-Valea Cernei din județul Caraș-Severin, care este încă afectat. În prezent, mai sunt doar 6 anexe gospodărești și 24 de subsoluri și beciuri inundate. Domnul viceprim-ministru Gabriel Oprea a cerut prefecților din județele afectate să-l țină permanent la curent cu modul de desfășurare a acțiunilor dispuse pentru ajutorarea populației și, acolo unde este cazul, să solicite sprijin pentru luarea de noi măsuri. Efectivele Ministerului Afacerilor Interne intervin în continuare în localitățile inundate pentru îndepărtarea efectelor viitorii și sprijinirea comunităților să revină la o stare de normalitate. Vă mulțumesc!